Dimineața, suntem gata? Putem începe? Bună dimineața, dragi reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, și desigur că, și poate chiar în primul rând, dacă nu se supără precedenții, dragi antreprenori, pentru că această conferință de presă este în primul rând pentru domniile voastre. După cum știți, misiunea de bază a acestui guvern este să dezvoltăm economia, să oferim antreprenorilor noștri posibilitatea de a se dezvolta, de a crește, de a crea locuri de muncă bine plătite și, foarte important, fără frica de stat și fără frica de controle și de altfel de inspecții, care foarte des comportă inclusiv riscuri de corupție, nemai vorbind de timp și bani irosiți. De aceea, în general, în această perioadă, inițiativele noastre sunt concentrate pe oferirea de mecanisme de finanțare și aici o să menționez programul 373 și multe alte mecanisme de finanțare. Facilităm investițiile, reducem birocrația, avem o activitate foarte intensă în aceste sensuri, în a elimina bariere, în a crea mult mai mult spațiu de libertate pentru antreprenorii din Republica Moldova, ca aceștia să se poată dezvolta cu multă încredere în ziua de mâine și, încă o dată, fără frica de interferența și implicarea statului abuzivă mult prea des. Foarte des, cum am spus la început, una dintre principalele probleme invocate de antreprenori ține într-un fel sau altul de controlele de stat, de modul în care acestea sunt efectuate, de comportamentul inspectorilor, de consecințele acestora și, încă o dată o să menționez, de riscul de corupție mult prea prevalent. Deși sunt necesare, pentru că nu o să negăm importanța și rolul statului în a menține ordinea, siguranța consumatorilor, securitatea și așa mai departe, deci controlele sunt necesare, ele trebuiesc efectuate într-un mod civilizat, predictibil, prietenos, dacă vreți, cu rolul statului inclusiv de a îndruma și de a ajuta antreprenorii ca aceștia să se conformeze, să ofere servicii și bunuri de calitate, însă nu cu scopul de a pur și simplu de a bloca activitatea antreprenorilor. Pentru că fiecare oră pierdută de antreprenor este un minus imens pe productivitate și fiecare abuz din partea instituțiilor statului este și poate fi cuantificat în bani, în pierderi. Și noi cu toții ne dorim încă o dată o economie productivă în care antreprenorii știu ce au de făcut, știu ce au de corectat și pot să se dezvolte în aceste condiții. Modificările pe care le propunem astăzi și pe care le lansăm în consultări vor economisi antreprenorilor cel puțin 57.000 de ore de muncă anual și cel puțin 70 de milioane de lei anual. Încă o dată, estimările noastre totdeauna sunt foarte rezervate, de aceea asta este minimul pe care îl vedem noi posibil de a crește eficiența și productivitatea antreprenorilor și, desigur, că cel mai important, diminuăm semnificativ riscul de corupție, pentru că nu o singură dată, anume în efectuarea controlelor de stat, antreprenorii ne notifică prea multe abuzuri în continuare. Desigur că lucrurile se îmbunătățesc, desigur că nu mai suntem în anii 2010, unde haosul era mult prea mare și mai mare decât acum, însă trebuie să recunoaștem, mai avem de făcut și mai multe și mai avem de ajustat sistemul de efectuare a controlelor de stat. Vrem să promovăm controle eficiente, fără abuzuri, în rezultat, reducând din stresul asociat cu controlele, din frica asociată cu controlele. Vrem să economisim timpul antreprenorilor, oferindu-le pârghii de remediere rapidă, civilizată, transparentă, dar și de conformare voluntară. În același timp, proiectul actual pe care îl prezint vine să contribuie la un control mai eficient și mai clar, inclusiv pentru organele de control,
ca acestea să poată să-și facă lucrul încă o dată transparent și predictibil și evitarea eschivărilor și blocajelor de procedură. Este foarte important ca să ne asigurăm că sistemul nostru de control este adaptat realităților zilei de azi, este unul, încă o dată, eficient, echitabil, corect, transparent, predictibil, efectuat nu arbitrar și abuziv, ci în baza factorilor de risc. Este un obiectiv declarat de ceva timp și spre asta mergem pas cu pas. Principalele prevederi ale actualului proiect țin și o să le listez foarte pe scurt. În primul rând, antreprenorii vor putea contesta deciziile de control direct în instanță, prevenind astfel pierderi nejustificate de timp și bani, inclusiv blocaje și acest ping-pong care este deseori semnalizat de antreprenori. Într-al doilea rând, se adaugă sancțiuni pentru abuzuri din partea inspectorilor și se îmbunătățește supravegherea internă a autorității de control. Și aici un rol mai mare îl va avea Cancelarea de Stat, care va putea disciplina organele de control, inclusiv inspectorii din cadrul acestora, introducând sancțiuni, încă o dată repet. Următoare, se face o delimitare clară între recomandări și indicații oferite de inspectorii care efectuează controle și se introduce obligația de a include în toate cazurile recomandări de conformare în procesul verbal. Astfel, se va reduce timpul pierdut de antreprenori în înlăturarea și prevenirea încălcărilor și reducerea incidenței amenzilor. Deci, obiectivul statului nu este de a elibera amenzi, obiectivul statului este de a asigura ordine. Și dacă putem asigura ordine benevol, voluntar, atunci asta este bine pentru toți și contribuie semnificativ la o relație de încredere între stat și antreprenor. Următoare, se introduc planuri de gestionare a situațiilor de criză pentru a ghida controlele în situații extraordinare. Următoare, se unifică planurile de control anuale, ținând cont de diferite tipuri de agenți economici și riscuri, deoarece la moment știm, probabil mai mulți din antreprenori știu, se elaborează mai multe planuri în paralel, ceea ce cauzează inclusiv irosire de energie din partea statului. Nu este nici eficient, nici logic și este mult mai complicat de monitorizat acest proces pentru a-l face transparent. Următoarea, se revizuiesc condițiile pentru control inopinat și se includ temeiuri specifice pentru controlul asupra agenților economici de rea credință care se eschivează intenționat de la controle. Trebuie să recunoaștem, există asemenea situații semnalizate deja de partea organelor de control în care unii agenți economici, știind că, de exemplu, vine controlul, închid întreprinderea sau închid oficiul pentru o perioadă de timp. De aceea introducem și această posibilitate, încă o dată, ca organele de control să poată să-și facă munca eficient, însă nu vrem ca în toată legea să fie scrisă prezumția vinovăției pentru toți agenții economici. Dacă este cineva care încalcă și este de rea credință, atunci trebuie să avem inclusiv instrumente de disciplinare punctuale. Următoare, în caz de încălcări evidente ale procedurii, controlul poate fi oprit din oficiu pentru a economisi timp și resurse. Deci dacă un inspector comite o greșeală sau un abuz, iar superiorul său constată o clară încălcare a procedurii, atunci instituția are dreptul să oprească acest control din oficiu, ceea ce acum, la moment, nu este posibil. Următoarea. Se oferă posibilitatea suspendării termenelor de control în anumite situații, cum ar fi așteptarea rezultatelor testelor de laborator. Astfel, organul de control va putea să-și facă lucrul mult mai eficient și, încă o dată, fără perturbări pentru antreprenor. Următoarea. Se extinde aplicabilitatea legii și la controlul asupra persoanelor care nu sunt agenți economici. În prezent, obiectivul legii se limitează la protecția mediului, vieții, sănătății și proprietății persoanelor, fiind propusă și protecția unui șir de drepturi și libertăți fundamentale. Și o ultimă prevedere pe care o propunem astăzi publicului și o să lansăm tot proiectul în consultări,
este concretizarea legii 131 cu privire la controlele de stat, care să asigure că organul de control poate să inițieze procedura de constatare a contravenției în modul și temeiurile prevăzute de codul contravențional, oferind totodată o delimitare mai clară între procesul verbal de control și cel contravențional. Astfel, organul de control va activa în calitate de agent constatator și va verifica strict doar informațiile și obiectele necesare pentru constatarea contravenției și nu vei avea atribuții largi de control. Prea des, știți bine, avem asemenea manifestări că începe de la ceva și după asta inspectorul îi spune antreprenorului că trebuie să găsesc măcar ceva, că nu pot să merg cu mâna goală, asta este realitatea și asta vrem să corectăm. Aceste modificări, dragi antreprenori, sunt menite să creeze un mediu în care afacerile se pot dezvolta, progresa, inova, fără frica de instituțiile statului. Instituțiile statului trebuie să devină parteneri ale antreprenorilor și nu oponenți, pentru că avem un interes comun de a dezvolta economia și de a ajuta fiecare antreprenor să crească și să se dezvolte. Astfel putem dezvolta o economie puternică în Republica Moldova, o economie care oferă oportunități pentru toți, tratament egal și echitabil, de la cei mai mari antreprenori până la cei mai mici. Pentru a asigura succesul acestor reforme, proiectul a fost discutat deja cu mai mulți actori, în primul rând cu antreprenori. Am lucrat foarte intens cu colegii din Parlament, am muncit alături de Consiliul Economic și mulți alți reprezentanți ai sectorului privat și asociativ. Proiectul va fi publicat în cursul zilei de astăzi online și urmează să fie votat. Speranța noastră este chiar în sesiunea aceasta, adică până în luna decembrie, de Parlament. Asta am vrut să vă spun și încă o dată, rolul statului nu este de a bloca activitatea antreprenorilor, ci este de a asigura ordine, lucru care este posibil într-un mod mult mai civilizat, ceea ce ne și dorim. Dorim să avem un stat care trezește încrederea antreprenorilor și nu frica. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări. Domnule ministru, Nicolae Boie, PTR Moldova. Ați vorbit despre abuzuri din partea celor care efectuează controle la agenții economici. Dacă aveți niște date statistice, câte sesizări au parvenit până acum din partea agenților economici care se plâng pe aceste abuzuri? Și a doua întrebare ar fi câți antreprenori, câți agenți economici sunt în Republica Moldova care, de fapt, se vor putea bucura de aceste noi modificări, noi reglementări pe care vi le propuneți să le faceți lege. Da, mulțumesc. Cum am spus și în prezentare, aceste prevederi sunt pentru toți, deci toți antreprenorii din Republica Moldova sunt vizați de acest proiect, pentru că toți sunt potențial a fi verificați sau controlați de un organ de control sau altul. Știți, statistici despre abuzuri este cam greu să le produci. Putem avea doar, iată, în cadrul consultărilor, în cadrul discuțiilor, doar anumite observații empirice. Și dacă pentru fiecare abuz pe care noi îl știm, probabil sunt 10 pe care noi nu le știm și nu le vom ști, pentru că asta se întâmplă într-atât de pe ascuns, să spunem, pentru că nu toți antreprenorii au acel curaj să spună ce se întâmplă sau să se plângă, să ridice capul. Și asta este problema pe care trebuie să o rezolvăm cu mult efort și cu multă insistență, pentru că avem nevoie încă o dată de instituții de control, trebuie să menținem ordinea și siguranța în economie și să protejăm consumatorul, să protejăm concurența, însă tot asta trebuie să se întâmple într-o relație de parteneriat, în care ai statul care spune clar care sunt regulile, îți spune clar dacă ai greșit,
decidem împreună dacă asta este recomandare sau indicație sau amendă în funcție de gravitate și tot asta se întâmplă extrem de transparent și echitabil. Deci, haideți să spunem 60.000 de antreprenori pe care îi avem acum activi în Republica Moldova. Aveți și, nu știu, poate niște dati la sancțiunile aplicate celor care efectuează controlele? Acum nu avem, nu am luat aceste date cu mine. Există statistică despre sancțiuni, despre amenzi și așa mai departe. Pot să vă spun că pentru anul curent, dacă nu greșesc, este bugetată suma de 360 de milioane de lei din amenzi, dacă eu îmi amintesc corect această cifră. Amenzi aplicate agențiilor economice? În total. Dar în mare parte, oricum, agenții economici plătesc aceste amenzi. Pentru abuzurile pe care le-au făcut controlorii, inspectorii care efectuează controlele? Acum nu am aceste cifre. Încă o dată, noi reșim din principiul de bază în care trebuie să clarificăm aceste reguli. Dacă nu sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai bună. Mersi! Mersi.